Cu câțiva ani în urmă, trei, când te-ai mutat în alt loc, da, cu cine rezonează, tu ai darul divin să vindeci lumea, mai ales știi să vindeci nebunia, magul, healer, ca să vindece nebunia în om când o vede. Întâi trebuie să treacă el, ea însăși, prin nebunie. Da, pare o glumă și pare ceva, wow, mă dau un spectacol, sunt erou, da? Sunt eroină. Și mă bag, te bagi, da, divinești întrebat, întrebată, te bagi, da. Un fel de, nici nu ești întrebat, întrebată, curiozitatea e mai mare decât întrebarea sau răspunsul. Tu vezi omul și zici, e nebun. Îl vezi nu în clipa aia când îl vezi prima dată, îl vezi peste 5 ani, peste 10 ani, cum o să fie. Situația de ce a ajuns așa, idei nu ai. Ai darul ăsta de vedea. Și aici pornește nebunia de eroism în mag healer. Ce puternic. Se aruncă în vindecare. Cum? Intră în pielea nebunului, nebunii. Un fel de... Cineva are darul să pârjolească, să arunce în stânga și în dreapta pe oameni bolile și cineva are darul și dreptul, și dreptul, are dreptul să vindece. Dar întâi trebuie să intre în pielea personajului, da? A nebunului, nebunii, dar rău de tot, ca după aia numai din priviri, știi? Să nu mai trebuiască, să fie, da? Să fie mon general în de ale vindecării. Și doar să, da? Deschidă ochii și faza lungă și chirdec, omul s-a însănătoșit. Și atunci, te-ai mutat în alt loc, ai plecat de acolo, da? Ai lăsat lumea pe pereți, pe așa, în despachetarea ta, ai ajuns în alt loc. Îți dai seama, tăi, când te-au văzut dus-dusă, poate că le e rușine de tine, cum ești, da? Mag frumos și healer. Asta e, nu fiecare rezistă să stea lângă un om nebun. Ok, acum, ai văzut omul a apărut, ai apărut tu într-un loc nou, a mai apărut din vecin cineva într-un loc nou și l-ai văzut-o, ai zis, e nebun. Și te-ai aruncat în vindecare, să vindeci omul. Asta cu vreo 3 ani în urmă a fost. Acum, înțelegând că omul s-a vindecat și nedându-și seama că cine era în fața lui și l-a vindecat, i-a dat cu piciorul și a dat urât. A dat sub centură, urât. Un mag, altui mag. Da? I-a dat de la nenorocit. Și el încă era măguțul era în vindecarea ăluilalt. Da? Ăla cred că nu era despachetat, nu știu, sau era deja, dar nu îl interesa, nu știu, ceva de genul. Ok, asta e informația. Și acum, peste câțiva ani, magul, healer, înțelege, da? Anulează vindecarea omului, pentru că nu era despre om, era despre boală în general și era despre curiozitatea cum se vindecă, da? Ca să vindeci pământul, lumea din jur și așa mai departe. Omul n-a înțeles, ai suspendat, ai anulat vindecarea. Și rămâne doar curiozitatea și experiența pe care și-a ales-o magul și a înțeles cum se vindecă și a intrat în pâine și acum în stânga și în dreapta o să vindece, de o să zbârne. Dar omul cu tare care a fost vindecat înapoi în viitor, magul a înțeles, healerul, că nu se dorește vindecarea, omul se simte bine așa, nebun și atunci cu scuzele de rigoare,
îi se lasă înapoi nebunia, da? Se ia pleazna cu nebunie care a fost aruncată pe magul ăsta la, i-o dă înapoi, i-o aduce, îi mulțumește pentru experiența dată și îi lasă nebunia la vecinul, vecina, unde a văzut, da? Ca să fii sigur, sigură, așteaptă să te plimbi prin sătucul sau orășelul sau locșorul în care te-ai mutat, nu știu, chiar și la alt job, și să auzi cum lumea din jur zice, asta e nebună, 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 nebună. Și nebuna, de fapt, a luat vreo 2-3 ani, a ținut nebunia și a vindecat a nebunului, a altcuiva, care a scuipat în spatele ei, a bărfit-o și a dat cu piciorul. Da? Ei, acum, să vezi ce o să fie. Nici nu vreau să mă gândesc. Bun. Important că măguța noastră s-a despachetat, a învățat ce înseamnă să vindeci un om, da? Și vedem mai departe. Cam asta e, da. Cineva a deschis cutia Pandorii și cineva a primit darul divin. Cum să vindece omul. Felicitări și drum bun în viață. Ești un fenomen pe pământ. Știi să vindeci lumea, știi să când, cum cu cine să vorbești, cum să bagi zâza băza energetică, cum să te comporți. Da. Nu contează, am auzit ce ai zis, că rudelor le e rușine cu tine. Nu contează. Important că tu știi să lămurești, să vindeci în stânga și în dreapta. Bun. Se trece și peste așa ceva și de când, de ieri, nu o să îndrăznească nimeni să zică iată o nebuna sau nebunul, pentru că nebuna sau nebunul vindecă pământul. Și omul trebuie să o ia razna, altfel nu poate să intre în pielea personajului și să vindece. Îți dai seama, toate bolele le ia tot. Cam așa se întâmplă și dacă ai curaj, ai coaie, mergi mai departe în așa ceva, pentru că e level up, baby. Bun. Da. Și împarți bucuria și fericirea a vieții sănătoase pe pământ, în dreapta și în stânga. Să vezi acum nebunie, o să te rupă în bucăți lumea, să te ia în brațe, să te invite în vizită, că nu știai de ce la un moment dat te invita nu știu care, se saluta nu știu care pe drum, pentru că începe să înțeleagă lumea cine a apărut în sătucul lor sau cine a apărut la un job, un om nou a venit, da? Ok, acolo ești, felicitări, da. Da, i s-au răsturnat cupele regelui de cuțite, gata. Nu o să mai știi ce înseamnă bucurie în viață. Asta e. Asta e mersul lucrurilor și cât de rău nu i-ar părea măguței noastre din legendă, că știe să vindece și câteodată trebuie să dea înapoi boala pentru că omul n-a înțeles unde e și cine e și cum îl cheamă sau cum o cheamă, știi? Înseamnă că are de trecut prin ceva. Încă o dată, e vibrațional, e energetic din om, nu o face special, nu scuipă înapoi dacă s-a scuipat în spate, e energetic, da? Bun. Și acum schimbă locurile și cum a auzit măguța care vindecă, măguțul care vindecă lumea, că e tu, nebuna, da? Acum o să audă dumnealui dumneiei care n-a înțeles despre ce e vorba și o să audă și cum lumea zice în jur, e tu, nebuna. N-am ce să fac, acolo suntem, drum bun. Da, ai răsturnat și drumurile, cele trei drumuri deschise, i s-au închis cuiva. Ei, să vezi pe parcurs stânga-dreapta. Bun.